la un nou video. Astăzi o să facem o petrecere în care o să spargem o piñata. Avem aici tot ce ne trebuie. Pentru ornat avem, adică, da, Nicolae, baloane de cap. Da, avem aici mai multe baloane pentru că tocmai ce le-am umplat. Dacă nu ați văzut, uitați-vă la mine pe canal. Duceți-vă în descriere pentru că am umplat acolo multe baloane. Printre care s-a desumflat puțin? Da. Nu l-am strâns bine, cred. Minionul nu vrea să stea umflat. Nu. Da, și l-avem pe Nicolae, bineînțeles, cu balonul acolo, în cadru, avem multe baloane mari. Și... Bun. Ce avem aici? Aici avem... multe. Sunt mai multe, că e costum întreg. Da. Am cumpărat aici, ne-am făcut provizii. Stai să dăm așa... Ia să vedem, hai să facem... Ai onoarea. Am eu onoarea. Pentru bărbați. Nu doar pentru bărbați. Bine, costum. Da, pentru bărbați, da. Avem aici un costum de mexican, mai exact avem un sombrero, parcă sombrero e îi spunem. E brunet, deci. Stai așa, care-i fața? Deci o pălărie de mexican, autentică. Ia uite ce fel se uită Nicolae la mine. A, ți-ai scăpat balonul. Poți să ieși bara cu ea. Da. Nu te bate să faci bara. Bara, dar cum? Știi că, și, nu știu, noi nu avem așa pălării mari. Trage. Dar nu, nu trebuie. Nu merge tras, așa e doar asta, cred că. Așa. Nu știu, habar nu. Așa, mamă, ia, pune-te și tu. Ia, îmi fac poză cu ea. Aia, păi normal. Ce mare. Doamne, ce față are pune și lui Nicolae. S-a măzat atât de tare. Hai, pune și lui. Ia, pune pălăria. Hai și tu. Hai, mă. Că la el nu-ți mai venit. Ce bine-ți ia, stă cu tot capul. Îți place? Da. Gata. Ei. Cam desene și da. Ia, pe el îl lăsăm cu balonul. Ia, poftim pe Spider-Man. Ia-l pe Spider-Man. Așa. Aici. Nu mai, vrea pălăria acum. Ei, hai, ce mai avem aici? Avem aici, bineînțeles, și o... Am uitat cum îi zice. Stai așa, că scrie aici. Poncho, așa îi zice. Deci sombrero, pălăria și poncho este costumul ăsta. O să ne deghizăm așa puțin... Mamă, deci, ia să... Wow. Zici că e o... Mamă, ce șmecher ai, bă! Bă, cât e de tare! Wow. Ia, dar cum? Așa? E cu mânec sau e doar... Nu, e așa o gaură, ce? Da. E o gaură atâta, nu? Gata, am costumul. Poți să ieși pe stradă. Ce tare, dar la spate cum e? Așa e? Tot așa, are franjă, gata. Așa, nu? Poți să ieși pe stradă. Îmi dai și pălăria. O luat-o Nicolae, să-l ai pălăria. Nicolae s-a lăsat-o pe spate. Ia, îți place pălăria asta? Nicolae știe să o poartă. Da, dar nu așa se poartă. Da, și ce-l lași așa. Dacă îți spui că uite așa. A, ce drăguț. A, gata. Gata. Stăm așa cu pălăria? Ok. Bun. Mai avem aici niște ornamente, niște decorațiuni asemănătoare mexicanilor pe care să le punem pe aici prin casă. Sunt niște, un fel de lampioane. Astea sunt lampioane, era necesar. Astea sunt niște floricele, ar trebui să fie, teoretic. Păi sunt. Adică îi sunt lampioane cu floricele, uite, vezi? Așa. Deci două tipuri de lampioane. Nicolae și vrea el. Ce vrei, pălăria? Desfacem cam două. Îți dăm ție pălăria, poftim. Hai. Gata, l-am astupat cu tot. Acum, hai să vedem cum o desfacem. Ca să o punem pe sus. Deci, cred că e puțin încurcată. Tragem lampioanele, mamă cât e de mare. Ce tare. Ok, și unde o pune? Și, hai să o punem aici. Uite așa. Și de ce o pune? Eu o prind de sus de aici și tu o să o legi cu, o să o lipești, lipești cu scoci. Bun. Nu mai pe una? Nu. A, ajunge, nu? Iar acum trebuie să desfacem lampioanele astea. Trebuie să tragem așa de ele, nu? Nu da. Știu. Uite așa. Wow, bă, ce tare. Ce ok, asta. Se trage așa în jos. Ce ai făcut? Ai tras prea tare. Probabil. Ma, ăsta are un flamingo. Toate sunt diferite. Sau nu, una e flamingo, una e așa. Așa. Fiecare e cu câte ceva. Da. Asta e cu soare. Da, deci vezi, e una așa și una așa. Și mai e una acolo. Ultima. Ultima. Asta e la fel, cred. Da. Da, deci vezi, e una așa, una așa. Dar cât e de fain, observi? E super mișto. Hei, unde ești? Nu te mai vezi. Bau! Ce faci? Hei! Da? Asta îți place pălăria asta, nu? Îți luăm și ția una pe măsură. Hello! Hello! Nu vede. Zici că face papa oarba. Și ornamentul numărul 2, care sunt tot niște mini lampioane. Astea
colorate, diferite. Hai, vede aici. Așa. Hai să le desfacem acum. Vezi că mai e una acolo? Așa. Ce culori frumoase. Da, zvii, așa sunt frumoase. Doi! Hai. Cred că e rockvail, am impresia, vezi? Sunt culorile curcubeului, observi? Da. Sunt toate. Avem aici un curcubeu. Deci, asta e numărul 2. Toate sunt faine. Ultima. Așa, ultima, hai. Albastru. Da, bun. Da. Hai că le-am prins, am reușit acolo, am improvizat, le-am lipit de perete cu scoci. Dar nu e nicio problemă, arată foarte drăguț. Și cea mai importantă parte, dar stai să-ți dau și ția. Că eu le-am luat pe toate, ia, uite, îți dau ția asta. O vrei? Așa. O, dar da. Stai că se desface, ba nu, se mărește gâtul. Acum am văzut. Dacă ai gâtul prea mare. Hai, și noi luăm pălăria, tati. Uite așa, hai. Așa, oh. Noi luăm pălăria. Iar acum cea mai importantă parte pentru care ați venit să vedeți videoclipul. Ia. Haide, bă. Hai. Așa. Îmi dă... Ei, mi-a dat părăria jos. Cine ghicește ce avem noi aici, primește nota 10. Ia să vedem. Ai mai și părăria? Gata. Ia. Și aruncăm punga și... Oficial, spune tu ce avem aici. Oh. Piniata, oh, da, mă strâng. Prima noastră piniata din toată viața noastră. Un fluturaș. Un fluturaș, o, așa l-am ales noi. Da, super colorat. O piniata destul de mare. Este. Ia, hai, uite, stai pe masă. Stai așa. Pe masă. Așa. Aici. Și aici avem... Și avem, bineînțeles, și bomboane. Avem geleuri, Haribo. Mai avem acolo bomboane, caramele. O să umplem piniata asta. Mă strânge de gât. Deci, dar acum eu sunt curios cum se desface, ia să vedem. Văd că arată aici. Trebuie să o desfacem. Ia. Ia. Arată puș. Așa. Bun, și acum? Vrei tu să o desfaci, vrea Nicola. Așa. A, uite, tragi de... Așa, a, o tragi ca să se umple. Deci au niște arțe, o scoară. Așa, se mărește. Se lărgește. Tragi de ea și se lărgește. Deci noi n-am mai spart niciodată opinia ta până acum. Așa, ia uite Nicolas ce... Așa. Așa, mami. Și jos. Și jos. Așa. 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 Cred că e cam atât. Atâta? Și băgăm pe aici? Sau cum? Nu știu pe unde le băgăm. Okay. Ia, stai, ia. Întoarce. O să nu facă Nicolas. Hai că ține pe Nicolas. Ține piniata. Culturașul, de fapt. A, de aici se agață. Da. De aici se agață, bineînțeles. Deci mai trebuie trage. Dulciurile mai trage, așa. Și s-a lărgit fluturașul. Așa. Ia. Aici e tras. A. Așa. E trasă. Tras, peste tot. Gata. Așa, bun. Deci de sforile acestea tragem. Ia uita, s-a mărit. Da. Așa. Și Nicola deja dă cu palme. Și acum trebuie să băgăm dulciurile. Pe aici, undeva. Prin mijloc? Nu știu, pe aici, cred. Am găsit și găurica, adică găurele, pe aici. Scrie pe aici pe unde să băgăm dulciurile. Cred că și pe partea asta. Da. Deci cam așa arată piniata noastră în momentul de față. S-a lărgit puțin laterale pentru că trebuia să tragem de astea. Și acum și-a dat pălăria jos. Și-a căzut. Avem aici bombonele, bomboane, geleuri, caramele cu toate. Ok, o să ia ceva. Da. Deci de fapt sunt mini. Ei. Da, Nicola. Avem mini geleuri dintre astea Haribo. Aia ne vrea și el. Vrea și el, ia uite. Și dintre astea, avem multe. Mici, hai să le punem mici. Ba, dar am luat top 8 de geleuri. Da. Deci, mai mult ambiție ca să le spargem. Minte pe aici. Și eu pe unde? Bagă pe aici, bagă pe aici. Ok. Să ia ce poate. Bagă, bagă, bagă. Acum trebuie să fie mult, mult, mult copii. Da. Momentul în care o sparge. Da, trebuie să fie cât mai multă lume. Hop. Trebuie să punem și în partea asta. Ah. Da, că se duce numai într-o aripă, vezi? Trebuie să punem și în partea asta. Așa.
Bagă. Aici. Așa. Cine le sparge de mână? Noi băgăm acum, băgăm, dar când o să le adunăm de pe jos, atunci chirul mai mare. O să facă curățenie, Nicolas. Da. Gata? Mai avem, ia uite. Oh my god. Mai avem. Dar mâna. Cred că sunt câteva chile de dulciuri aici. Da, să mutăm măsuța, să facem puțin loc. Opa. Pentru că oficial Nicolas o să spargă piniata, adică o să încercăm să lăsăm pe el să vedem dacă reușește prima dată să o spargă. Bună, da, trebuie să specificăm că nu găsesc bâta de baseball, pentru că am eu bâtă de baseball, dar nu o găsesc, așa că o să improvizăm cu asta. Deci, vorbesc serios că bâta știam unde e și nu mai e acolo, deci cineva mi-a luat bâta și nu știu unde e. Deci tu acum trebuie să ții asta. E băta ta, eu am să țin fluturașul și o să stau puțin mai departe. Trebuia să-i dau jos ața asta, cred. Abia ține umbrela. Abia ține umbrela, trebuie să-i căutăm o bătă mai pe măsura lui. Da, un făcăleț. Poți să-i dai făcălețul. Gata, îi dăm un făcăleț. Lui Nicolas îi place făcălețul, îi aducem făcălețul. Deci gata, am găsit ce. Instrumentul tău? Ce râde. Știi ce ai de făcut cu ăsta? Se rușinează. Știi ce ai de făcut cu ăsta? Hai. Spargi tu sau spargem noi? Spunește. Deci trebuie să dai așa, da? Dai. Deci e singurul lucru în care ai voie să dai pentru prima dată în viața ta acum. Da. Că nu că n-ar dai el peste tot cu ce apucă, dar... Da, hai. Da. Ăsta, hai, îl punem jos și hai să vedem. Să încercăm. Eu hai. Wow! Nicolas! Îl vrea să bată cu balonul. Nu, el vrea umbrela. Deci nu vrea cu asta, vrea cu umbrela. Hai, dă-i cu umbrela aici. Hai. Haide. Așa, hai, dă-i. Oh, ce-ai făcut? L-ai scăpat. Haide, ia-l. Hai. Haide, dă-i. Dă-i. Hai cu forță. Da, hai cu forță, cu forță. Ce faci? Nu vrea. Nu vrea. Hai, schimbă instrumentul. Hai. Haide, Nicolas, dă-i. Dă-i. Hai, uite așa. Uite aici. Dă-i. Pac, 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 pac. Hai. Dă-i, tare. Haide, haide. Nu vrea. Haide. Așa, dă-i. Hai, dă-i. Ai voie să lovești acum. Lănțec, cum vrei tu. Așa. Dă-i, sparge. Sparge piniata. Okay, o să stăm vreo 3 zile. Mai durează câțiva ani până o sparge. Haide. Hai, da, a găsit ceva de care să trag. Hai, dă-i. 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 Ua, 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 ua. Așa. Abia ține. Ia-l pe ăsta. Ia-l pe ăsta. Hai. Dă-i cu ăsta. Nu de pământ. Acolo. Haide. În niciun caz nu cred că o să dea el prea multe. Sau încearcă să dea, dar nu poate să dea. Hai, rupe-o, fă ce vrei, nu contează. Dă-i mușco, dă-i cu palma, cu pumnul. Haide. Dă pe ambele părți. Hai voi aici. Nu reușim astăzi, nu, 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 nu. Nicolas nu va reuși ca să spargă, așa că avem de ales. Hai. Eu. Nu, face pe altă farfă cărtie. Nu, că tu dacă îmi dai una. Haide. Hai. Hai. 3, 2, 1 și... L-am bătut. Ai. Haide. Haide. Nu, tu trebuie tu să te legi la ochi. Ai, eu să mă leg la ochi. Sau nu eu. Hai, bine, te las prima. Hai. Deci îți pui baticul, trebuie să te învârți și după care să lovești. O să îi dăm, bineînțeles, această minunată bâtă de bucătărie oficială. Haide. Stai. Așa, hai. Eu stau, eu nu plec. Ok, sper să nu mă lovești. Da? Păi asta. Păi da, să nu mă lovești. Normal, jocul ăsta se joacă afară, în aer liber. Și la distanță, nu în casă, da? E ger, exact. Afară. E ger, da. Hai. Bun, și acum mă învârt unul. Acum ia ăsta. Dacă îți dau una. Hai să vă mulțumesc.
Okay. Și normal asta ar trebui să o atârnăm, dar dacă o atârn de lustră, cred că o să zboare cu tot cu lustră, deci nu avem unde. Gata? Așa că o ținem. Mă învârt? Hai, învârte-te. Învârte-te. Ai, stai ca mețel. Păi da, asta e ideea. Și cum arătăm noi acum? Învârte-te. Tu când piniata mână, eu cum fac căle. Gata? Haide, gata, stop. Na. O, Doamne, mă învârte. Stai. Stop, faci, stai. Gata? Eu-s gata, dar... Dau? Dă-i, stai. Hai, tins-o, dar încet. Dar tu nu fugi cu ea, ce faci? Bine, hai că stau pe loc, stai. A, stai, de fapt... Aici? Bă, cum ne spari, mă? Eu, poate îmi dai una pe mână. Dar să-mi dau un băiat. Nu, băiatul e departe, nu. Hai puțin, că nu mai mici. Dar vezi să nu dai, hai, acolo, la nivelul ăla. Am aici? Acolo, la nivelul ăla, dar să-mi dai și unul. Hai, băiatul nu are treabă, nu-i mai acolo. Da? Întâi! Bă, bat covoare, ce... Ia, vine la tine. Apărtea cu bat covoare. Tare trebuie să... Păi nu știu! Să-ți dau mai tare? Întâi, nu știu, întâi. Păi, dar unii băiat. Ce cartonul ăsta? Mă, nu știu. E tare. Bă, cred că trebuia o afară. Hai, îți faci în schimb, dau eu? Da, nu, că tu mă lovești rău. Dar fără, da. Hai. Fără... Tata? Hai. Unde-i băiatul? Nu e aici, hai, dă-i, că-ți pui. Tata? Nu! Da, dă-o încolo de treabă. Nu-i gata! Dar mai mult nu pot să-mi dau. Păi ți-am făcut-o ca a noi. Nu mai gata. Ce, nu vrei să te dau eu? Hai. Dar nu da tare. Nu, hai că nu mai pun la ochi, ca să-l țină tu. Țină. Hai. Hai, dar ține. Nu, că mă doare. Nu dau peste tine. Hai. O, ce tare. Dar că mi-e frică să-mi dau mai tare, să nu sară. Mie frică să nu stai pe una. Eu cred că o să sparg ceva. Nu, măi, nu să duci. Cred că fac tot așa. Asta e opinia ta pentru toată familia celor. Deci, s-a găurit alea cu uite, vezi s-a găurit? S-a găurit, hai să se rupe. Stai. Hai, bă! Hai! Gata, da! Am spart-o, a reușit! Hai, acum adunăm bomboanele! Ia uitați. Ce-am făcut? Mizerie! Mizerie aici cu bomboane! Gata! Bă, dar e destul de gros cartonul, mă! Adică... S-a rupt în două? Da, uite, vezi de... Și avem bomboane multe aici, adică mai sunt și acolo. Avem de adunat. A stricat fluturașul. Ce-am făcut-o? Am omorât fluturașul. Bă, da, e destul de rezistent. Și... Da, este destul de rezistent. Interesant chestia asta. Șmecheră! Dar trebuie să luăm una afară, în timpul verii, să facem mișto. A fost video pentru astăzi, sperăm că v-a plăcut. Dacă doriți să cumpărați o piniata sau orice altceva, le găsiți pe aniversaria.ro, aveți un link în descriere și ne vedem data viitoare cu un nou video, sperăm că cu tematică de Crăciun, nu știu cum e. Da, o să facem. Dacă v-a plăcut, chiar putem face mai multe petreceri tematice din întreaga lume, așa puteți să lăsați idei în comentarii. Cum am făcut-o pe asta de ca la mexican, să zicem așa, putem face, nu știu, ca la africani. Ca la americani, ca la chinezi. Și nu uitați să apăsați un mare like dacă nu ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Pa, pa!